Cel de-al patrulea și cel din cel pe care ți-l cunoaște acum, un vechi prieten, am colaborat pe multe proiecte, cunoaște ambele părți ale sistemului, a fost la un moment dat și secretar de stat, dar vine din privat, s-a întors în privat, este tax partner la Sutherland Partners, dar este și președinte al Camerei Consultanților Fiscali de aici din România, domnul Dan Manolescu. Pe care am să-l și rog la finalul alocuțiunii să rămână cu noi pe scenă, pentru că revin și ceilalți membri ai juriului. Bună ziua tuturor! Mărturisesc că sunt, cred, la fel de emoționat ca voi, sau poate chiar mai emoționat, pentru că e prima mea prezență în calitate de jurat într-un eveniment de acest tip. Vă felicit pentru curajul de a fi aici, pentru curajul de a vă asuma un plan de afaceri, bun, rău, vedem, analizăm, orice astfel de moment e o școală și, de fapt, despre asta este întregul maraton despre educație, pentru că fiecare pas făcut în acest sens vă va ajuta să acumulați experiență în plus. Am să încerc cumva să vă prezint o perspectivă a modului în care văd eu lucrurile în ceea ce privește ideea de antreprenoriat. Pentru că se tot discută de antreprenoriat, facem educație în zona antreprenoriatului, doar că trebuie să fim conștienți că nu e pentru toată lumea. Și cred că încercând lucruri și poate greșind de multe ori, Vă veți putea da seama dacă într-adevăr antreprenoriatul este ceva pentru voi sau nu. Pentru că dacă toată lumea ar fi antreprenor, nu ar mai avea cine să facă și lucruri care țin de a pune în practică ideile antreprenorilor. Adică, până la urmă, trebuie să vedem la ce suntem potriviți. Și cu cât vă dați seama mai repede de aceste lucruri, cu atât cred că e mai bine pentru voi. În același timp, cred că e important de înțeles un pic că antreprenoriatul, deși înseamnă afaceri, cumva la modul general, are cumva două componente principale. Și vă spun din perspectiva unui om care desfășoară o afacere într-o zonă profesională, în sensul că am, ca și arie de expertiză, zona de fiscalitate. Această profesie se poate face fie ca salariat, fie ca independent. Independent înseamnă că mi-am asumat prin demisie acum vreo, nici nu mai știu cât sunt, era 2000, sunt 23 de ani. Mi-am asumat ideea de a pleca dintr-o companie mare, dintr-o corporație, unde făceam consultanță fiscală, să încerc să fac antreprenoriat. Acest antreprenoriat însă, la rândul lui, are două zone mari. Zona de self-employed, în sensul în care mi-am asumat ceva pe cont propriu, dar am avut ani de zile când eu credeam că fac o afacere, în realitate eram eu și cu niște colegi pe lângă mine, dar câtă vreme eu nu mai eram la birou sau dacă luam un concediu de o lună, afacerea nu mai mergea. Aia nu e afacere. În realitate, am conștientizat că acel tip de organizare, deși e din zona antreprenoriatului, nu îndeplinește definiția afacerii, că nu merge fără cel care e conducătorul, liderul. Prin urmare, cred că din antreprenoriatul ăsta general avem cele două zone, de self-employed și de business-business, și iar la business ajungem momentul în care ne putem permite luxul de a lipsi o lună, două, trei și când ne întoarcem înapoi să găsim și andramaua în picioare. Pentru că în zona de self-employed, de multe ori, dacă pleci două luni de zile, ori nu mai vin clienți noi, ori pleacă și ea care sunt. În zona de afacere, și știm că am ajuns la o afacere, în momentul în care, din motive, să spunem, fortuite sau voluntare, în sensul că fie ne rupe un picior și trebuie să stăm acasă două luni de zile și vedem dacă avem unde să ne întoarcem, fie că vrem să ne luăm două, trei luni de zile, că am avut ani de zile de tras și simțim nevoia de a avea un concediu prelungit, să avem unde să ne întoarcem. De multe ori lucrurile încep, într-adevăr, cu zona de self-employed și o afacere se crește de multe ori prin implicarea
maximă a persoanei care a avut ideea, care are cumva drive-ul cel mai mare de a trage lucrurile într-o direcție anume. Însă nu trebuie să ne pierdem cumva în ideea de a face zi de zi treabă și să scăpăm din vedere faptul că ne-am dorit totuși să avem o afacere, adică să creștem ceva care să funcționeze și să rămână în picioare și atunci când suntem noi o lună, două, trei în concediu, sau poate să avem o viziune în care să știm că acel lucru rămâne și după ce persoana respectivă nu mai e. Și dacă ne uităm la afacerile mari, vedem că toate au pornit de undeva, de la ideea unui om, de la munca unui om, de la efortul pe care l-a depus în a construi ceva, și foarte mulți dintre ei au reușit, foarte mulți dintre ei n-au reușit. Iar acele afaceri care poate au existat de-a lungul unor decenii, la un moment dat au dispărut. Și dacă ne uităm cumva în zona de antreprenoriat românesc, avem cumva imaginea faptului că în prezent suntem în punctul de a avea un moment de cumpănă, de cotitură pentru multe afaceri care au fost crescute de o generație de antreprenori, care poate la un moment dat, din cauza unor accidente, și avem exemple, nu o să dau nume, dar le știm, a dispărut liderul. Acele afaceri au avut posibilitatea de a continua sau nu și unele din ele, din câte știu eu, n-au reușit. Prin urmare, acele structuri antreprenoriale, de fapt, n-ajunseseră probabil la stadiul de maturitate pentru a fi numite afaceri, ca ele să continue și după ce persoană, lider, care a funcționat o perioadă de decenii chiar, a dispărut. Din această cheie, cred că ar trebui să ne uităm de fiecare dată când facem o anumită activitate antreprenorială, cam la ce stadiu suntem și ce avem de făcut dacă vrem să ajungem cu ea la ideea de afacere așezată. Și să ne propunem, într-adevăr, să facem afaceri, nu doar antreprenoriat. Ca antreprenoriatul îl mai facem, îl mai mișcăm, dar trebuie cumva să mai facem și pasul ăsta înainte. Cam atât, mulțumesc mult și încă o dată felicitări pentru că ați avut curajul, așa începe orice, cu curajul de a face primul pas și de a vă asuma o anumită acțiune. Rămân atunci pe scenă, mă duc să-mi iau și eu. Nu, pentru că lucrurile tale au ajuns deja. Mulțumesc mult de tot. Mulțumim, Dan. Rămâi alături de noi, te rog.